Domnilor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Vârsta a treia, și nu numai vârsta a treia, dar în special vârsta a treia, reprezintă un număr de ani, un cumul de experiență care uneori este foarte, foarte covârșitor. Și atunci discutăm despre persoanele de vârsta a treia, despre cum sunt în atenția autorităților statului, și ce posibilități au de a se simți la fel de tinere. Pentru că, în fond și la urma urmei, fiecare are sufletul tânăr. Vârsta reprezintă un număr și atât. Despre toate acestea discutăm astăzi cu doamna Luminița Munteanu, directorul Direcției de Asistență Socială Iași. Sărătumă, doamnă, și bine ați revenit în platourile noastre. Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. În urmă cu ceva timp, Căminul de Bătrân cel din Copou a intrat într-un amplu proces de reabilitare și de extindere, dacă nu mă înșel eu, nu? Așa este, dar de câțiva ani încoace și sunt aproape 3-4, este finalizată În totalitate. lucrarea, bineînțeles. Numărul de locuri s-a mărit cu 50%. Însă, chiar și la căminul acesta din, Bu din Copou, chiar și la cel din Bucium, vorbim la momentul actual de locuri libere. În urmă cu vreo 5-6 ani de zile era o listă de așteptare. așteptare avem locuri disponibile la acest moment. Acum motivul, unul pe care aș putea eu să-l spun ca instituție publică este neîndeplinirea în condițiilor care sunt la internarea unui solicitant, dar pe de altă parte și refuzul de a fi integrați într-un astfel de centru. Bun, dacă o persoană în vârstă spune, doamne, uite, copiii sunt plecați în străinătate să muncească și au văzut de, de, de drumul lor eu sunt singur și aș vrea să fiu într-o colectivitate cu cei de vârsta mea pentru a mai discuta, pentru a, a simți că trăiesc. Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a fi admis la. Într-un astfel de centru exact. rezidențial. În primul rând, obligatoriu trebuie să aibă domiciliul stabil pe raza municipiului Iași. Deci, prima condiție. Prima condiție, trebuie să fie pensionar, să aibă vârsta de 65 de ani, nu pe o pensie anticipată. Uh -huh. Ne luăm după vârsta de pensionare conform legislației și nici de cum cea la care s-a pensionat. Trebuie să fie independent, pentru că centrele rezidențiale nu sunt centre medico-sociale și atunci o persoană dependentă nu poate să se integreze într un astfel de centru, neavând personalul specializat. De asemenea, trebuie să aibă veniturile în așa fel încât să poată să-și suporte contribuția lunară la centrul de rezidențial. Și iar care dacă, este contribuția? Iar dacă nu au această posibilitate, obligatoriu, prin notaria, trebuie să aibă un susținător legal care să suporte diferența. Noi, conform legislației, ne putând lua din pensia unui beneficiar mai mult de 60%. 60 contribuția la 100, nu da. este foarte mare costul mediu lunar însă pe întreținerea unui beneficiar este destul de ridicată ajungem la 2450 de lei pe lună pe beneficiar însă contribuția este în jur de, este de 750 de lei este un pic diferențiată uh -huh. cu 50 de lei mai puțin la căminul din Bucium și bineînțeles diferențiată în funcție de loc, locul în care este cazat la căminul de pensionari din Copou, având camere cu două camere, două cu două locuri, paturi, două paturi uh, da. și uh, garsoniere unde pot locui, poate locui doar o singură persoană și atunci costul este mai mare, de 900 de lei. Este foarte mică această contribuție, diferența foarte mare fiind suportată de către primăria municipiului Iași din bugetul local al acesteia. Bun, a spus în felul următor 750 sau 700 în Bucium și 900 într-o garsonieră. Dar totodată a spus că nu puteți opri din pensia lui mai mult de 60%. Dacă acești 60% nu acoperă 750 sau 900%, au obligația ca un să vină susținător, cu un susținător legal, legal care să suporte diferența cuantumului contribuției de la 60 și nici la de din cum a costului lui... mediu lunar. Așa. În legislație sunt prevăzute și situațiile sociale fără susținători legali și în acest caz, bineînțeles, că se va lua doar 60% din venitul pe care îl are persoana respectivă sau uh, susținerea Așa. de către, Am în totalitate, de către primăria municipiului Iași. Și în dar... un caz social nu avem cum să-l lăsăm în stradă. La Bun, dar eu vreau să vă întreb un lucru. Vine o persoană la dumneavoastră, deci are buletin de Iași, are pensia care să îi permită să plătească contribuția, ce alte condiții mai Ar să... trebui, de asemenea, să nu aibă internări la psihiatrie. Așa. La fel, uh, mergând pe principiul că nu avem personal specializat, sunt instituții specializate pe problema respectivă, și cam atât. A, mă scuzați, am purtat o discuție în culise, așa este. Uh, și de asemenea, să nu aibă proprietate personală. Multă lume întreabă, bun, de ce n-aș putea proprietatea să o dau autorității publice locale? Da. Nu avem pârghia legală care să ne permită acest lucru și atunci ăsta este și motivul pentru care s-a impus ca și condiție. Perfect. Bun. Doamna director. O persoană, un personar care îndeplinește toate condițiile, are o, să zicem, un apartament cu două camere și îl vinde. Asta înseamnă că sursa financiară rezultată în urma vânzării acelui mobil poate să-i permită integrarea într-un centru rezidențial privat. Și dacă el vrea să vină... În nu acel... are cum. Nu are cum. Nu, vă dați seama, un apartament, Bun. dacă vreți să facem o estimare, atunci facem niște calcule. Ce face persoana respectivă sau susținătorii legali ai persoanei respective ca să poată să ajungă în centrul rezidențial de la dumneavoastră? Depune să depună o cerere, nu? Să depună o cerere, da, de internare, să depună documentele respective, se întrunește o comisie, comisia va fi cea care uh, va verifica toată documentația respectivă, va, ada, va da acceptul sau respingerea dosarului și în cel mai scurt timp va fi integrat în centrul rezidențial Bucium sau Copu în funcție de cum a optat. Se face o anchetă socială la adresa Bineînțeles că, a, da, uh, sunt solicitantului? O, sunt o serie de pași care trebuie trebuiesc de uh, către inspectorul de specialitate al direcției de asistență socială. Cu alte cuvinte, acea persoană care vrea să se integreze la un uh, centru rezidențial ar trebui să stea în gazdă sau uh, cum unde? Da, cu chirie. cu chirie. Sunt foarte multe situații. Sunt, de exemplu, părinți care uh, și-au... Uh, donat locuințele acum 30 de ani ce stau cu copii. Se urmărește să se vadă care este și situația la momentul respectiv și uh -huh. care este motivul pentru care solicită. Uh, legislația spune că obligația în primul rând trebuie să fie a susținătorului legal. Dar dacă se constată că sunt în imposibilitatea de a-și uh, ajuta părintele. Sunt copii care și au luat părinții în apartamentul lor, au plecat în străinătate și atunci acel părinte a ajuns la vârsta la care nu se mai poate uh, administra țime, în Singur, da. singur. Și atunci, bineînțeles, că intervine autoritatea publică locală. Bun. Haideți să vă dau o situație de genul acesta. Un, o persoană vârstnică zice, doamne, fac un contract de vânzare-cumpărare cu drept de habitație cu o familie care să aibă grijă de mine. Nu dom are posibilitatea să fie integrată într-un astfel de ce centru, ați punctat foarte bine. Da, pentru că cel care a cumpărat locuința respectivă și-a luat obligația să aibă grijă de persoana respectivă și atunci dacă nu își respectă clauzele respective, sunt alte instituții care pot interveni. Bun, contractul, dar până atunci bătrânul spune, domnule, până când se anulează, până când nu mai are grijă de mine familia respectivă. Depinde de situație. Depinde de situație. A, dacă o persoană vârstnică nu, nu e pe raza municipiului Iași, ce șanse ar avea ca să se integreze la un astfel de centru rezidențial? În primul rând ar trebui să studieze situația centrelor rezidențiale private, dar din câte știm, și bineînțeles colaborăm foarte mult cu celelalte instituții, este un astfel de centru rezidențial pentru persoane vârstnice și în subordine Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Nu știu exact câte locuri au, dar pot cei de pe raza județului să solicite sprijin cu privire la aspectul respectiv? Bine, e, e, când vorbim de persoane vârstnice, vorbim de persoane care nu prea utilizează mediile de informații, internetul, ar trebui să fie vorbim despre susținătorii uh, acestor persoane. E posibil zis? să nu aibă susținătorul și atunci ar trebui să meargă la primăria respectivă, a comunei respective, pentru că și cei de acolo au asistentul social care cunoaște lucruri legate și care de... care poate să-i îndrume... Și poate să-i îndrume către un centru medico-social, către un centru rezidențial pentru persoane vârstnice. Important este să știe unde să meargă pentru a pune o astfel de întrebare și aș rezolva problema respectivă. Să știți că multe solicitări sunt chiar și la noi, la Direcția de Asistență Socială. Și bineînțeles că nu mă rezum doar la a-i da un răspuns se poate sau nu se poate, instituția fiind în măsură să, ci încerc să vin în sprijinul persoanei respective și să-i recomand mai multe. Variante. Direcții, variante pe care să meargă. Bun, dacă ar fi să vă întreb acum câte locuri libere, ați spus că în, în Copou ar fi 50 de locuri libere? Sau nu, nu, ar fi nu. 50 de locuri în plus față de 214, câte erau înaintea modernizării, Modernize. extinderii și consolidării. Bun. Da. Acum câte locuri ar fi libere în Copou? Din 250 de locuri avem undeva în jur de 153 de beneficiari în Copou, iar în Bucium din 173 avem tot așa în jur de 155. Deci, acum, bine, fluctuează. Ar fi locuri disponibile. Deci, estimați, respectatori, știu că foarte multă lume era obișnuită să spună, Doamne, e bine, o listă de așteptare. Nu poți să ajungi la, la uh, centru rezidențial din copou decât dacă, Doamne, ferește, o persoană de acolo decedează și poți să iei locuri. Nu, sunt locuri. Totul este să îndepliniți. Condițiile pe care le impune legea. Doamna Victor, și să-și dorească A, integrarea într-un astfel de centru, că am spus ce, problema ce este. Ce, și presupune, asta. ce presupune un astfel de centru? Poate multă lume nu știe. O multitudine de activități. În primul rând este un personal specializat pe toate domeniile, de la uh, domeniul medical, uh, consiliere psihologică până la uh, petrecerea timpului liber. Sunt o multitudine de activități care pot veni în sprijinul persoanelor respective, beneficiarilor noștri. Adică. Um, Astăzi, de exemplu, doamna director a făcut o excursie cu o parte din beneficiari la mănăstirea uh, Hadâmbu. Uh -huh, uh -huh. Uh, sunt multe activități care se scoată pe beneficiari din, uh, din starea lor de starea Bun. Eu vreau care totuși o... să vă întreb un lucru. Uh, pot să părăsească uh, centrul rezidențial, să meargă în oraș, să se plimbe? Bineînțeles, sunt situații în care chiar își doresc plecarea o săptămână, două la dacă un centru plece, de recuperare. Nu, sau? Dacă ar fi să vine, vine o rudă ceva din străinătate sau chiar din țară și zice, dom'le, vreau să le iau o săptămână să petreacă concediu cu mine. Bineînțeles că este posibil acest lucru. Categoric, nu își pierde locul. Mulți spun, domnule, nu vreau să plec dacă îmi pierd locul. Nu, dar, nici, da, da. Măcar, nici măcar să știți beneficiarii de... Uh, centrul um, recuperare și integrare, cei fără adăpost um, nici lor nu le se întâmplă acest lucru, pentru am că înțeles. atunci când vor să plece o zi, două, având o urgență sau chiar am avut beneficiari, o să vă surprindă care aveau posibilitatea să plece o săptămână bineînțeles susținuți de persoane fizice sau juridice, nu își pierd locul, adică ei se reîntorc acolo am doar înțeles. alte situații sunt care, bineînțeles uh, sunt cunoscute de către fiecare dintre ei. Și uh, mai este o întrebare firească, Este o persoană vârstnică, odată cu înaintarea în vârstă, Apar și problemele medicale. Uh, serviciile medicale sunt sau măcar asistența medicală este asigurată 24 de ore din 24? Bineînțeles că este asigurată. Ce vorbeam mai devreme era legat de cazurile medico-sociale, unde acolo sunt anumite probleme care trebuie supravegheate și trebuie uh, supuse atenției medicilor sau chiar uh -huh. asistente, ele neavând. Uh, uh, cum să spun, posibilitatea să intervină pe orice. Da. Dar, în situația în care o persoană vârstnică ajunge să fie nedeplasabilă, asta nu înseamnă că o dăm susținătorului legal sau. Uh, o ducem la un spital, nici nu ne o ține. Ați văzut da. problemele cu care uh, se confruntă și, da. și unitățile sanitare. Bineînțeles că are posibilitatea să fie îngrijit. Avem și segment de paliație, uh -huh. dar uh, nu putem din start integra un astfel de caz pentru că nu are specificul unui centru medico-social. Sunt însă situații în care uh, persoane care ajung să aibă probleme psihice foarte grave, atunci intervenim pentru internarea într-un centru, într -un de, centru specialitate de specialitate sau da. solicităm susținătorul legal să îl, ia. îl preia. Da, da, pentru că sunt anumite situații în care chiar nu putem face față. Și o ultimă întrebare, pentru că este o ultimă întrebare, clar. Știu că ocazia fiecărei sărbători se organizează tot felul de spectacole la ei, nu? Da, nu numai cu ocazia sărbătorilor, ori de câte ori este nevoie. Cu alte cuvinte, adică... ei nu simt faptul că... Deci, nu, ei simt faptul că fac parte dintr-o mare familie, nu? Eu așa cred și așa sper să simtă și ei, pentru că acel colectiv... Și de la un de la celălalt, depun toate eforturile și își uh, pun la dispoziție toată experiența profesională pe care o au. Nu numai ei încearcă să desfășoare activități de orice natură, de terapie ocupațională sau uh, dans, prin dans sau prin. Uh, muzică, Ci apelează la fel de fel de instituții, dar sunt și instituțiile care își doresc să vină. Să vedem în sprijinul lor. Da, sunt foarte multe să știți. Și atunci, nu numai la sărbătorile legale, atunci punem un accent deosebit, recunoaștem. Acum. Dar, în ultima perioadă, nici nu este nevoie să intervenim noi, pentru că s-au familiarizat și foarte multe persoane fizice sau juridice își doresc să fie alături de persoanele vârstnice. Am înțeles. Mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiune. Doamne și domnule, înainte de a pune puncte de ediție de astăzi, gândiți-vă că fiecare dintre noi vom ajunge, după ani și ani, la acea vârstă în care uh, ai senzația că ești exclus, că ești marginalizat. Nu, nu. Uh, dacă nu puteți să vă adaptați sau nu puteți să vă administrați uh, acolo unde locuiți, puteți, puteți solicita integrarea într-un astfel de centru rezidențial, în condițiile care îndepliniți, nu în condițiile. Dacă îndepliniți condițiile legii și o să vedeți că nu este sperătoarea cum erau înainte pe timpul lui Ceaușescu. Nu. Este un loc în care simți că trăiești cu adevărat. Până data viitoare, cele bune. La revedere!